preacuvioși părinți, e o mare emoție pentru mine să vorbesc în fața dumneavoastră și a credincioșilor din această tradițională și vestită parohia Bucureștilor. Suntem în capitala țării și vorbim despre Marea Unire. Dumnezeu a voit ca momentul Marii Uniri să coincidă cu venirea pe lume a Părintelui Galeriu, pe care îl purtăm în minte și în inimă, și câtă vreme îi ducem amintirea mai departe, este mereu printre noi. De asemenea, îngăduiți-mi să vă spun că vorbim despre unire în acest an, și mai bine și mai rău după putințele fiecăruia, nu ne putem opri să privim spre credință și biserică, pentru că fără credință și biserică, edificiul acesta care se cheamă România n-ar fi putut să fie înfăptuit. Așa cum o familie tânără când se întemeiază, are nevoie de casa ei, cât de mică, și o națiune când există, are nevoie de edificiul ei național. Și al nostru se cheamă România. Cum s-a făurit România? E o poveste lungă, care durează cât istoria noastră. Și eu n-am să pot să vă spun povestea unirii noastre. E și greu într-un timp scurt, e și greu din pricina dezunirii pe care o trăim astăzi și pe care am vrea să o învingem repede ca să ne înfățișăm în fața lumii la centenar, după datină și după cuvință. Ce aș vrea eu să vă spun în câteva cuvinte în seara aceasta este legat de credință și de biserică în contextul unirii celei mari. Povestea unirii o cunoașteți cu toți. Așa cum se ridică o casă, s-a ridicat și țara noastră, într-un timp destul de îndelungat și pe etapă. Pentru mine, faza ultimă de construcție națională a durat cam 7 decenii, de la 1848 până la 1918. De ce încep cu 1848? Pentru că atunci a fost o strângere de energii naționale într-un mănunchi care s-a întrunit și la Iași, și la București, și la Islaz, și la Blaj, și la Lugoj, adică pe toată întinderea Pământului Românesc, fără ca țara să fie existat atunci. Ea exista în suflete, iar Mihail Cogălnicianu, un mare istoric romantic și om politic român, prim-ministru sub Cuza și ministru de externe sub Ion Brătianu, când a definit țara la 1843, deschizând cursul de istorie națională la Academia Mileiliană din Iași, a dovedit că românii ca el aveau patria în suflete, pentru că el a spus așa: patria este toată acea întindere de loc unde se vorbește românește. La 1843. În 1848, tinerii de atunci, care au făurit Revoluția și prin Revoluție țara, aveau și ei în suflet această patrie. Și au trasat un program de dezvoltare a țării. Spun tineri pentru că Bălcescu era născut în 1819. Gândiți-vă câți ani avea la 1848. Iar Avram Iancu, când a devenit Craiul Munților, avea 24 de ani. Era născut în 1824. Prin urmare, erau niște tineri entuziaști, dar cu mintea limpede și înțeleaptă. Și-au trasat planul de dezvoltare a acestui edificiu care se cheamă România. Între ei era un tânăr care pornise pe cariera militară, Alexandru Ioan Cuza, care în 1859, fiind ales domn
împotriva dorinței marilor puteri și la Iași și la București, a pus bazele României. Între 1859 și 1866 s-a făurit nucleul României, iar țara a fost reformată, o țară din Europa răsăriteană, după principii occidentale. În înțelepciunea lor, ei au înțeles acei tineri care era fermentul construirii unui continent. Și atunci Alexandru Ioan Cuza, ajutat de mâna lui dreaptă, Mihail Cogălnicianu, a făcut marile reforme de modernizare a țării. Dintre ele a fost și înființarea Academiei Române. A pregătit Constituția, care nu s-a adoptat sub el, și a pregătit documentele pentru înființarea Academiei Române, care s-au petrecut în 1866, după ce Cuza a fost obligat să abdice. Ce s-a întâmplat, de fapt, atunci, ne place să privim cu admirație. Țara românească cea mică, cum îi spun eu, adică Oltenia și Muntenia, fără Dobrogea, s-a unit cu Moldova, dar numai cu Moldova cea mică, adică cea dintre Carpați și Prut. Celelalte părți ale pământului românesc nu s-au putut uni atunci. Dobrogea era de peste 400 de ani sub stăpânire otomană. Au fost acolo dislocări de populație, schimburi de populație, colonizări de populație turco-tătară și, firește, o politică de islamizare, pentru că în Dobrogea s-au construit geamii, meceturi și moschei, conform politicii statului din care a făcut parte Dobrogea pentru, cum vă spuneam, aproape 4 secole și jumătate. Basarabia era ruptă din trupul Moldovei de la 1812. Și o mică parte din Basarabia a făcut parte din România lui Cuza, cele 3 județe care asigurau controlul asupra gurilor Dunării și care se chemau Cahul, Ismail și Bolgrad. Date Moldovei, redate Moldovei în 1856 după războiul Crimei. Bucovina era ruptă din trupul Moldovei și botezată Bucovina de la 1775, când a intrat în stăpânirea Imperiului Habsburgilor. Și eu vorbesc aici de Bucovina toată, de țara de sus a Moldovei, cu cele 3 capitale, Baia, Siret și Suceava, primele capitale ale țării Moldove, cu mănăstirea Putna, unde își dormea somnul de veci, Marele și Sfântul Voievod Ștefan, numit Sfânt încă din timpul vieții, căci, zice cronicarul, la trecerea lui în lumea de dincolo, au rămas țara fără scut și fără multă apărătură. Acolo erau mănăstirile ridicate majoritatea vremea lui Ștefan și pictate în vremea fiului lui Petru Rareș. Deci mă refer la Bucovina toată, până la Suceava inclusiv. Toată era numai în străin, de la 1770. Iar Transilvania, Banatul, Crișana și Maramureșul nu reușiseră pe parcursul istoriei să facă vreodată parte din vreo țară românească. Căci acolo mereu, poate cu excepția voievodului Gelu, care a domnit pe la anii 900 după Hristos, cu excepția acelei scurte perioade de timp, Transilvania a fost mereu parte a unor țări străine. Și atunci, edificiul început sub Alexandru Cuza, Cogălnicianu și ceilalți trebuia întregit. Oamenii aceia politici, în ciuda disputelor de epocă, întotdeauna oamenii au avut dispute între ei, au avut înțelepciunea să-l aducă după Cuza în fruntea țării pe principele care, din casa de Hohenzollern Sigmaringen, care după o perioadă de adaptare și de amărăciune sufletească și de nesiguranță, a intrat în rolul unui suveran român și a înțeles că e urmașul domnilor și voievozilor noștri.
Și el a făcut a doua etapă. 1877-78 până în 1881, ar zice, chiar un pic peste, în care s-a proclamat independența de stat și ruperea oricăror legături cu poarta, s-a participat la războiul de independență pentru că nicio împlinire mare nu se obține fără sacrificii. Armata română avea atunci 100.000 de oameni. 60.000 au luptat ca armată de operațiuni în câmpii, pe câmpiile Bulgariei ca să obținem recunoașterea independenței absolute, lucru care s-a petrecut în 1878 și în anii ce au urmat. Tot în 1878, ca urmare a victoriei ruso-române, s-a obținut Dobrogea, ceea ce a însemnat o deschidere a țării spre lume din punct de vedere geografic. Am dobândit un plământ spre lume, respirație spre Marea Neagră și prin strântorile Bosfor și Dardanele ieșire în Mediterana și de acolo mai departe pe la coloanele lui Hercule, care se cheamă azi Gibraltar, ieșirea spre ocean. Ceea ce a făcut din România o țară și maritimă. În 1881, ca urmare a prestigiului câștigat, Parlamentul a proclamat România regat. Iar în 1885, Biserica Ortodoxă Română a devenit autocefală, ceea ce-i marca unei țări independente, după rânduiala răsăritului, a bisericilor răsăritului. Și, în fine, ultima etapă pe care o evocăm mai des în aceste zile, Unirea cea Mare. În 1914, țara avea 137.000 de kilometri pătrați și cam 7 milioane de locuitori. Iar în 1918, prin voința națiunii române, țara avea circa 300.000 de kilometri pătrați și 15 milioane de locuitori. Cu alte cuvinte, teritoriul aproape s-a triplat și numărul populației a crescut mai mult decât de două. De aceea e o mare împlinire. Unirea noastră s-a făcut după rânduielile democrației de atunci. Nici mai bine, nici mai rău. Basarabenii și-au ales primii un organ de conducere numit Sfatul Țării, pentru că acolo evenimentele au fost mai iuți, parcă. Și primejdia înghițirii noastre și a aruncării în neant era și mai mare. Cum știți, în 917 dinastia Romanova a fost răsturnată. A început o revoluție sub Kerensky, care a sfârșit sub Lenin. Și din revoluție care s-a anunțat democratică a ajuns bolșevică, dictatorială și comunistă. Bande înarmate de bolșevici au început să bântuiască prin Moldova dintre Prut și Nistru. Să fiu sigur că statul român, care avea atunci capitala la Iași, București erau sub stăpânire germană din 6 decembrie 1916, statul român a luat măsuri. Sfatul Țării s-a înființat inițial ca să decide soarta Basarabiei. Și a fost proclamată Republica Moldovenească, democratică, într-o primă fază, Republica Moldovenească autonomă, apoi Republica Moldovenească independentă, până când, la 27 martie, sfatul acesta al țării, din care făceau parte și români, majoritatea locuitorilor Basarabiei, dar și alții, ruși, ucraineni, evrei, sfatul țării a decis cu majoritate unirea Basarabiei. Și cu toate că norii erau adunați asupra țării în 1918 și nimeni nu spera că vom ieși din necaz, în luna martie a venit vestea asta a unirii Basarabiei, o delegație de basarabeni, între care era și ardeleanul Onisifor Ghimbu, care mai târziu avea să fie între constructorii Universității Românești din Cluj,
s-a deplasat la Iași să ducă Măriei sale regelui Ferdinand vestea unirii Basarabiei. Era jumătate din Moldova care revenea la țara mamă, ceea ce reprezenta enorm de mult. Apoi, în același an a trebuit să încheiem pace separată cu Germania. Vârful Carpaților era truncheat și dat Austro-Ungariei, care își trăia ultimele clipe de viață, fără să știe. Și ar fi urmat ca bogățiile țării pentru 100 de ani să ia calea Germaniei și Austro-Ungariei. Anul ăsta ar fi încheiat de dat datoria, între ghilimele, dacă pacea aceea ar fi rămas în vigoare. 1918-2018. La 28 noiembrie, în același an, în urma unor eforturi extraordinare, s-a unit Bucovina cu România prin același procedeu. O instanță de oameni aleși democratic, care alcătuiau Congresul General al Bucovinii, au decis la Cernăuți unirea pentru vecie în granițele sale istorice până la Ceremuș a Bucovinei cu România, după 144 de ani de stăpânire străină. Cel mai greu s-a unit, firește, Transilvania, care v-am spus că era și partea de țară cel mai îndelung înstrăinată. Eforturile au fost mari. Acolo, în Transilvania, intelectualii luptau de cel puțin 50 de ani pentru unire. Se înființase ASTRA, Asociația Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român, cu 5 ani mai devreme decât Academia Română de la București. ASTRA era menită să semene în suflete ideea unității naționale. ASTRA era organizată pe despărțăminte, un fel de circumscripții, și se întruneau astriștii astăzi la Făgăraș, mâine la Năsăud, poi mâine la Satul Mare, mai departe la Gherla, la Lugoj, la Beiuș, la Timișoara, în secuime, ca să le arate românilor ce înseamnă unire. La 1884, Ioan Slavici Bănățeanu, la Sibiu, pe frontispiciul revistei Tribuna, a scris: soarele românilor, soarele pentru toți românii la București răsare. Și de atunci ideea unirii între intelectuali a fost vie. Preoții în biserici își încheiau slujbele printr-o predică laică în care trebuiau să le spună credincioșilor de ce gândul lor trebuie să fie spre unire. Cei care spun că unirea n-a fost pregătită și că a fost făcută de marile puteri sau de Victoria Antante în primul război mondial sau de niște oameni politici, nu știu câtă muncă s-a dus în sânul poporului, prin școală, prin presă și prin biserică, tocmai pentru a pregăti unirea și în rândul păturilor celor mai de jos. Așa că mărita adunare națională de la Alba Iulia, întrunită în 1 decembrie 1918, într-o zi geroasă, oamenii s-au strâns care pe jos, care în căruțe, care călare, care cu trenul, care au fost mai norocoși, au venit cu trenul. Și au ajuns pe ceea ce se cheamă azi platoul romanilor, atunci se numea Câmpul lui Horea, că a fost sacrificiul lor al lui Horea, Cloșca, Crișan, murise mai înainte, tragerea lor pe roată. Și românii n-au uitat și i-au zis Câmpul lui Horea. Acolo s-a strâns suta de mii de români. Și un tânăr din Galdiu a făcut 5 fotografii care s-au păstrat până astăzi. A vrut să facă și în sala casinei militare unde erau strânși cei 1228 de delegați, dar nu l-au lăsat. Pentru că era taină mare acolo și n-aveau voie cu toții să intre, numai delegații. Și delegații erau 1228. Fiecare cu credenționale în mână. Adică aveau niște certificate sau documente de crezământ.
în care scria Cercul de la Beiuș îl însărcinează pe Petru Popescu să voteze unirea cu regatul României în numele nostru și mai semnau câteva zeci. Cu alte cuvinte, cei 1228 de delegați care au votat unirea, au votat-o în numele altor sute de oameni care i-au trimis. Cele două biserici românești, ambele de rit bizantin, ortodoxă și greco-catolică, cele două partide românești, unul național și celălalt de centru stânga social-democrat, organizațiile de femei, organizațiile culturale, grupările studențești, toate și-au trimis reprezentanții la Alba Iulia cu drept de vot. Și 1228 de delegați au votat în unanimitate unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România la 1 decembrie. Parlamentul României a ratificat acest lucru, iar Conferința Păcii de la Paris din 1919-20 n-a făcut decât să recunoască ceea ce a hotărât poporul român. Dacă hotărârea ar fi fost strâmbă, credeți dumneavoastră că marile puteri învingătoare, vreo 27 câte s-au strâns la un loc acolo, ar fi decis unirea provinciilor românești cu țara? Hotărârea însă a fost dreaptă. Nu s-a făcut o recunoaștere ușoară, au durat discuții. Au fost și opozanța ai recunoașterii. Au fost țări din jur care au fost frustrate, care au considerat că au pierdut teritoriile lor istorice. Dar până la urmă, dreptatea istorică, bazată pe principiul autonomiei și autodeterminării naționale, a biruit. Am avut noroc și cu un președinte american înțelept atunci, Woodrow Wilson, care la 8 ianuarie 1918, în Congresul American, a prezentat 4 puncte pentru pacea lumii. 14 puncte pentru pacea lumii. Între aceste 14 puncte, unul recunoștea dreptul popoarelor de a-și hotărâ singure soarte. Așa că, la 1918-1920 s-au destrămat în partea noastră de Europa 4 imperii. Imperiul German, Reichul, Imperiul Austro-Ungar, Imperiul Țarist, care a reînviat sub forma Imperiului Roșu, dar asta e altă poveste, și Imperiul Roman. Pe ruinele acestor imperii s-au născut state naționale sau aproape naționale, în care națiunea dominantă avea majoritate. Dacă ne uităm pe harta Europei, de la Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Cehia, Slovacia, România, Serbia, care a format până la urmă regatul sârbilor, croaților și slovenilor, toate fie s-au format acum, fie au renăscut, fie s-au întregit. Țările Baltice acum au primit independență prima oară. Ele vor fi înghițite de Stalin, dar în 1991, când a căzut URSS-ul, vor reînvia din nou în aceleași granițe din 1918. Cu alte cuvinte, centenar sărbătoresc acum și finlandezii, și cehii, și slovacii, și lituanienii, și letonii, și polonii. O să ziceți, bine, dar Ceoslovacia s-a destrămat. Nu e adevărat. Ceoslovacia s-a despărțit în aceleași granițe, în Cehia și Slovacia, după principiul național. N-au mai vrut să facă o federație. Iugoslavia s-a destrămat, dacă lăsăm deoparte episodul Kosovo, Iugoslavia s-a destrămat în republici naționale. Slovenii vorbesc o limbă și au o credință, croații vorbesc altă limbă, o altă credință, sârbii vorbesc o limbă asemănătoare cu a croaților și au altă credință. Deci, până la urmă, principiul etnic național a biruit. Și ideea că fiecare națiune trebuie să aibă casa ei proprie a biruit. Așa că românii n-au făcut nimic neobișnuit în plan internațional, dar au făcut ceva neobișnuit în plan național, pentru că au reușit, deși speranțe nu erau, să se adune la un loc și să facă acea țară numită Regatul României, care era o putere mijlocie a Europei, avea aproape suprafața Italiei atunci, România. 300.000 de kilometri pătrați. Uitați-vă la hartă și vedeți cât e de frumoasă. O treime erau munți, o treime dealuri și podișuri și o treime câmpii. Încât venim la vorbele lui Bălcescu,
care zice, pe culmea cea mai înaltă a munților Carpați se întinde o țară mândră și binecuvântată între toate de Domnul pre pământ. Ea seamănă a fi un măreț și întins palat, capodoperă de arhitectură în care sunt adunate și așezate la un loc toate frumusețile naturale și bogățiile ce împodobesc celelalte ținuturi ale Europei. În românii sub Mihai Voievod Viteazul. El se referă la Ardeal, dar el vede Ardealul ca o cetate. În jurul cetății sunt dealurile subcarpatice și podișurile care stau ca niște contraforți să țină munții în picioare și după aceea trei câmpii. Câmpia Română sau Câmpia Dunării, Câmpia Moldovei și Câmpia de Vest, numită și Câmpia Tisei. Toate astea dau și armonia pământului românesc, iar marii noștri geografi au subliniat acest lucru. Vreau să închei cu câteva pilde legate de biserică. Lumea astăzi cârcotește fără să știe și abordează subiecte necunoscute. De ce a fost importantă credința și biserica? De ce au fost importante în înfăptuirea Unii? Dați-mi voie să vă amintesc că în acest an s-au împlinit 330 de ani de când s-a tipărit aici Biblia de la București. Sau Biblia lui Șerban, cum se cheamă, Șerban Cantacuzino, care s-a difuzat, de fapt, sub Brâncoveanu. Biblia de la București e opera cărturarilor din Ardeal, din Moldova și din țara românească. Cu toți au lucrat la ea. Au pus mână de la mână și înțelepciune într-o înțelepciune ca să facă acest mare monument, acum 330 de ani, numit Biblia de la București. Le-am spus zilele trecute colegilor de la Universitatea Politehnică a București. Ce rol a avut Biserica în fondarea Politehnicii? Lumea s-a uitat cu mirare la mine, crezând că fac figuri de stil. În anul 1818, sub Vodă Caragea, care era de altminte grec de neam și credincios pravoslavnic după confesiune, a fost convins că la București trebuie începută predarea în școala superioară, în limba română. Și ca să facă posibilă trecerea de la limba greacă, care era limba elitei atunci. Știți că în Evul Mediu ne-am avut limba slavonă între cei învățați. Am înlocuit-o la un moment dat cu greacă, am avut secolul Fanariot. Dacă era numai Fanariot, nu era rău, dar a fost turco-fanariot. Ceea ce arată dependența noastră de un stat islam, care era contra firii în raport cu tradiția poporului român. Și a venit acest ardelean tânăr, Gheorghe Lazar, din Avrigul Sibiului, și a făcut școala de ingineri botanici la București. Adică nucleul politehnic. Ce legătură are asta cu biserica? Păi tânărul Gheorghe Lazar era arhidiac. Cu studii făcute la Sibiu, la Cluj, la Viena, sfințit arhidiacon și purtător al Cuvântului lui Dumnezeu. Unde a făcut nucleul politehnic? La Mănăstirea Sfântul Sava. Că biserica noastră și-a pus construcțiile ei la dispoziția pregătirii nu a preoților numai, a inginerilor botanici. Sunt două exemple mai aproape de noi. Dar să vă spun ce s-a zis după ce a fost răpus pe câmpul Tordei, cum scrie cronicarul, pe un câmp de lângă Turda, nu la câmpia Turzii, cum se crede, ci lângă Turda, unde e un monument azi și o mănăstire Mihai Vodă, ridicată mai recent, ce s-a spus despre Mihai de către stăpânitorii de atunci ai Transilvaniei la 1601. Niciun preot sau călugăr să nu mai vină din cele două principate valahe vreodată în Transilvania, pentru că voievodul tiran și valah a pus mâna pe Ardeal prin tainica lucrare a preoților săi. Mihai și-a trimis emisari. Preoții și călugării, sub haina lor neagră, purtau nu numai cuvântul Domnului, ci și cuvântul unității limbii, a unității de origine, a nevoii de a trăi împreună. Iar cronicarul umanist Somoș Közi, Samosius, pe nume latinizat,
În 1599, când a intrat Mihai în Ardeal, firește că-l cric, că a pus mâna pe țara Ardealului și că ar vrea să-i dea la o parte pe vechii stăpâni, dar spune un lucru admirabil. S-au ridicat la luptă valahii, încurajați de nădejdea că aveau un domn din neam lor. Cu alte cuvinte, un străin observă că românii ardeleni, în 1599 toamnă, după ce voievodul a trecut pe Valea Buzăului, s-a revărsat la Brașov, a intrat în Biserica Sfântul Nicolae și a stat în jilțul voievozilor. L-a învins pe cardinalul principe al Transilvaniei, Andrei Bactori, pe câmpul de luptă la Schellenberg, s-a proclamat principe la Alba Iulia și românii au înțeles pentru prima oară că au un domn din neamul lor. Și asta era la 1599 și spun străinii acest lucru. În 1629, pe tronul cel mare de la Constantinopol, în fruntea Marii Biserici, ca patriarh ecumenic, stătea Chiril Lucarț. Stătuse ani buni și la Iași și la București. Cunoștea bisericile noastre. Și când principele Ardealului de atunci, Bethlen Gabor, Gabriel Bethlen, care era calvin, i-a scris o scrisoare că vrea să-i facă pe românii ardeleni calvini, pentru că ar vrea să fie supuși de aceeași credință cu stăpânul. Chiril Lucarț i-a spus, n-ai să poți. Eu n-am să pot să-i apăr, că sunt departe și sunt sub turc. Și chiar dacă aș avea armată, biserica nu poate interveni cu armele. Dar vor interveni domnii țării românești și Moldovei dacă vrei să-i clintești pe românii ardeleni din credința lor și vor interveni, dacă nu cu armele, atunci cu îndemnuri tainice cum au mai făcut-o. Și al doilea motiv, n-ai să poți să îi clintești pe românii ardeleni din credința lor pentru că există legătura de sânge și de simțiri cu ceilalți români de la sud și răsărit de Carpați. 1629. Tradiția asta a fost dusă mai departe. A urmat unirea cu Biserica Romei și frângerea unității românești de credință, frângere la început aparentă. Pentru că amândouă bisericile sunt de rit bizantin, cum știți. În Biserica Greco-Catolică s-a păstrat rânduiala credinței după răsărit. Și unul dintre episcopi, despre care toată lumea știe, al treilea, Ioan Inocentie Micul Clar, care știa că unirea s-a făcut ca act politic, nu ca nevoie spirituală a românilor ardeleni. Când a văzut că partea stăpânitoare lumească nu își îndeplinește promisiunile, a zis că revenim la dreapta credința noastră, cum suntem de fapt, și ne întoarcem la legăturile noastre ale răsăritului și a convocat un congres național românesc în 1743 care i-a chemat pe toți românii și uniți și neuniți și le-a spus că rânduiala răsăritului e cea dreaptă. Și atunci l-au chemat, l-au momit, l-au amăgit și l-au ispitit și el a fugit la Roma cu gând că dacă ajunge acolo, într-o țară civilizată, la papă, va fi iertat. Dar n-a putut să ajungă niciodată la papă. Și a stat 24 de ani în exil. Și la sfârșitul vieții. A scris niște cuvinte extraordinare, dar înainte de a vi le spune, vreau să vă spun ce a făcut el la Blaj când a întemeiat mănăstirea Blajului și era pândit de un călugăr iezuit în tot ce face. A scris o scrisoare către Domnul Țării Românești și către Mitropolitul Țării Românești de atunci. Asta era în jurul anilor 1740, din 32 era episcop și le-a scris următorul lucru. Mă rog de măriile voastre să-mi trimiteți zugravi curați și preacuvioși care să-mi facă pictură pravoslavnică la mănăstirea de mine făcută cum numai la Cozia și la Burez se află. Și ăsta era un ardelean născut în Ardeal, educat în Occident. Pictura lui a vrut să fie ca la Cozia și la Burez. Iar la moarte, o moarte anonimă, în 1768,
a scris cele mai frumoase cuvinte despre obșteasca înviere pe care le-a remarcat Lucian Blaga, Lucian Blaga fiind credincios ortodox. A scris că n-are ce lăsa altceva țări, că n-are avere, dar roagă să se odihnească în pământul patriei. Pentru că de când e în exil, a aflat un lucru extraordinar. Nu poți învia cu adevărat decât din pământul patriei. Asta a scris Ioan Inocentie Micu Blaga. Iar Blaga a scris că mai frumoase cuvinte despre țară n-a scris și n-a rostit nimeni. Repet, după 24 de ani de exil a scris: nu poți învia cu adevărat decât din pământul patriei. Și Dumnezeu așa a rânduit lucrurile, că după sute de ani, în 1997, trupul lui părăsit într-o biserică anonimă din Roma a fost adus în țară lui, adică în România. Și se odihnește acum pe sol românesc. El a murit în 1768 și trupul i-a fost adus în 1997. Nimeni nu mai credea. A fost ca o profeție. Acum poate să-și aștepte înviere. Pe urmă, la 1848, Andrei Șarcuna, întâi la 1791-92, Gherasim Adamovici, episcop ortodox, și cu Ioan Bob, episcopul unit, mână în mână, de braț, s-au dus la Viena să ducă suplex liberus valorum la împăratul Leopold al II. La 1848, Andrei Șarcuna, sfântul de astăzi, împreună cu Ioan Lemeni, episcopul unit, au stat unul lângă altul în fața mulțimii ca să dea exemplu unității. Nu s-au înțeles întotdeauna. Dar în fața poporului au stat împreună ca să simbolizeze unitatea și au prezidat adunarea cea mare de la Blaja. La Blaja au fost trei adunări, una în Duminica Tomii, alta la 15 mai și alta în septembrie 1848. În septembrie s-a pregătit organizarea Ardealului ca țară românească. Cu 15 legiuni, împărțite în cerc, conduse de prefect și de tribun după modelul armatei Imperiului Roman. Neputând transforma tot Ardealul în țara românească, Avram Iancu, de 24 de ani, a transformat Munții Apuseni în țara românească și i-a organizat militarește și civil. Iar în 1918, în fața măritei adunări naționale de peste 100.000 de oameni, episcopul de Caransebeș, Miron Cristea, viitorul patriarh al României, și episcopul de Gherla, Iuliu Bosu, viitorul cardinal al României, au stat unul lângă altul și și-au împărțit rolurile și s-au rugat Domnului pentru unitatea acestui lucru. Cu alte cuvinte, edificiul despre care vă vorbeam s-a clădit printr-un plan bine stabilit, dar în care a fost și lucrare dumnezeiască, că fără sădirea în suflet acestor idei de unitate, oricât ar fi muncit intelectuali sau oamenii politici, n-ar fi făcut nimic. Cu alte cuvinte, la rădăcina unirii noastre au stat, alături de limbă, de tradiții, de obiceiuri, de cutume, de felul de a ne mormânta morții și de a ne boteza copiii, de felul de a ne face nunțile, chiar de felul de a mânca, de felul de a ne purta și de a ne îmbrăca în ii și în cioareci, a stat credința noastră și, alături de credință, biserica. Și prin urmare, ar trebui să învățăm de la ei că edificiul acesta frumos pe care ei ni l-au lăsat, nu-i lăsat pentru vecie dacă noi devenim nevrednici, ci avem datoria să-l primenim în fiecare zi, să-l îngrijim, să-l udăm ca pe o plantă când e necesar, cu lacrimile noastre, și să-l ducem mai departe pentru copiii și nepoții noștri. Altă rânduială nu există pe lumea asta. Iar cei care ne îndeamnă altminte, ne amăgesc și ne ispitesc pe căi străine. De aceea cred că împreună, uniți într-o credință și biserică, trebuie să ducem mai departe această țară, oricât de vitregit ar fi ea acum. Vă mulțumesc!